cum să lovești, da? Și pe urmă îți arăt cum trebuie să te apăr. Da? Uite, o lovitură cu pumnul, vezi? Și te apăr cu mâna stângă. Aici. Știu. Nu vezi cu cealaltă. Da? Aici. Bravo. Asta aplaudăm. Cea care a învățat-o și colegul tău, da? Să lovești sau să te apere? Să te apere, nu? Să te apere, da? Când eu te lovesc, tu barezi, da? Deci eu te lovesc, hai, hai, bun, bravo! Da? Ați văzut? Hai să aplaudești, da? Cu ce vrei să lovești? Cu pumnul sau cu ce? Cu pumnul vrei să lovești? Da? Hai, lovește-mă pe mine, da? Hai. Ce ai văzut astăzi aici? Multe și îmi plac. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Tehnice de autoapărare. Faci vreun sport? Sau ți-ai dorit? O să fac. Basket. Ți-ai dorit și tu să poți să te aperi cum se apără jandarmii? Da. Am venit astăzi la jandar pentru că împlinesc 162 de ani și am vrut să văd, să cunosc și... Hai că mai e și altă mașină. Spune-ne ce ți-a plăcut din ce ai văzut. Mi-au plăcut echipamentele și mi-au plăcut și câinii. Da. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? La sala de sport. La sala de sport. Și azi, dacă o să ai ocazia când o să fii mare, vrei să intri și tu în rândul oamenilor legii? Nu. Nu? De ce? E o meserie periculoasă? Nu, că nu vreau. N-are cum să muște rogă.